Proiectul de reconstrucție a pasajului Slavici Polonă din Timișoara se apropie de start cu trei oferte în prezent în evaluare. În cadrul acestui proiect, pasajul actual va fi demolat și înlocuit cu unul nou, având trei rampe, trotuare și piste de biciclete. Noul pasaj va facilita accesul în zona Polonă, zona industrială și către Udvin, punând accent pe siguranță și fluidizarea traficului. Pasajul va fi proiectat astfel încât să permită în viitor extinderea unei linii de tramvai către Freidorf. De asemenea, viceprimarul Ruben Lațcău a mai precizat câteva detalii cu privire la iluminatul public. Am prevăzut și intervenții la sistemul de iluminat public, rețeaua de gaz, rețeaua de apă și canalizare și amenajarea unor zone verzi, a transmis Ruben Lațcău. Totodată, această investiție este crucială pentru a asigura o infrastructură modernă și funcțională în această zonă intens circulată.